Piața de capital de la noi din țară e în creștere. Asta înseamnă că românii au prins gustul tranzacțiilor. Tot mai mulți oameni sunt dornici să devină investitori și să-și folosească economiile în cel mai profitabil mod cu putință. Totuși, într-o familie, banii sunt la comun. Mulți spun că bărbatul este capul familiei și cel care trebuie să ia deciziile cu privire la finanțe. Doamnele, în schimb, sunt de părere că femeile au o intuiție mult mai bună. Cine ar trebui să ia de fapt aceste decizii, aflați din materialul următor. Noi vorbim de investitori ca și cum ar fi un desen teoretic acolo. Realitatea este altceva. Se ia în doi, un credit imobiliar se ia în doi, finanțele se strâng din cauza banilor, familiile au de multe ori momente dificile. Dacă cei doi se înțeleg foarte bine, este cheia succesului și ca echipă, ca și familie. Investiția în piața de capital reprezintă pentru unii o sursă de venit profitabilă, în timp ce pentru alții rămâne în continuare un domeniu necunoscut. Un om modern astăzi nu mai poate să gândească doar în termen de depozit bancar, banii la saltea, investiție imobiliară. Astăzi trebuie să fii deștept financiar. Trebuie să te informezi, poți să începi ușor, să-ți faci un plan, investești în fiecare lună, de acord cu soția, te pui în de acord sau cu părinții, pui deoparte 200 de lei obligatori, da? Îi pui și îți cumperi niște unități de fond mutual și peste an te vei bucura foarte mult tu și copiii tăi. România este anul acesta pe lista țărilor cu cea mai mare creștere pe piața de capital din lume. Irinel a început în anul 2013 să investească, iar de atunci a prins gustul tranzacțiilor. De curând, el a obținut un randament de 30% în doar 4 luni de activitate pe bursă, așa că am stat de vorbă cu el și i-am cerut să ne spună care sunt pașii spre succes. Prima ar fi cea de analiză și de a înțelege mecanismul de tranzacționare. Al doilea ar fi cea de răbdare, de a avea răbdare, adică eu zic că nu trebuie să cumpere acțiuni pentru o lună de zile sau pentru 3 luni de zile, ci ar trebui să considere această investiție la bursă pe termen mediu, dacă nu lung. Această nouă strategie se adresează oricui, indiferent de vârstă și de pregătire. Nu trebuie să ai facultate sau să fii finanțist. Nu are nimic de a face cu vârsta, cu sexul, cu religia, cu nivelul de educație. E pentru toată lumea, inteligent, non-speculativ, pe termen lung, așa face omul modern. Din acest motiv, Diana, studentă în anul 2 la ASE, a venit astăzi la forumul investitorilor individuali. O fascinează această lume și se gândește serios să înceapă să investească, dar nu înainte de a afla mai multe despre ce presupune piața de capital. Consider că educația financiară e foarte importantă. Și fiind studentă, mi se pare foarte interesant domeniul de investment. Nu cred că e greu, dacă atâta timp cât ești atras de partea asta și îți place foarte mult, nu este foarte greu. Te-ai gândit să investești? Da, vreau să fac asta. Da, curând. Specialiștii spun că perspectivele pentru viitor sunt pozitive. În acest moment, valoarea acțiunilor a depășit-o pe cea de dinainte de criză, iar specialiștii spun că investiția pe bursă reprezintă o alternativă mult mai bună decât cea în imobiliare.